O să începem studiul nostru, care se numește Cred în puterea de a face miracole. Amin? Cine crede de aici în puterea de a face miracole? Aleluia! În viața cui a avut loc cel puțin un miracol? Asta la rugăciunile voastre, amin? Amin. Pentru că l-ați chemat, nu? Mergeam pe stradă și ceream Domnului să facă un miracol în viața mea. Ceream Domnului să facă un miracol și spuneam: Doamne, chiar nu mai pot, te rog să faci un miracol. Și n-a trecut mult și a apărut miracolul. Exact ce am cerut Domnului a început să se întâmple. Amin. Și am zis: Doamne, mare ești, ca psalmistul, am declarat și eu: în bunătatea ta tu ne răspunzi prin ce? Prin minuni, slăvit să fie Dumnezeu. Trăim, din păcate, un creștinism în România în care se așteaptă mai multe miracole de la morți, da? Te duci la morți că moaștele făcătoare de minuni... Rămâi șocat de multe ori când auzi că un om are putere din Dumnezeu și că prin mâinile lui se fac miracole. Întreb: e viu? Da, e viu. A, nu cred. E mort? Da. Atunci se poate. Dacă îi zici că îl știi pe unul, dar e mort și face minuni, toată lumea crede. Mergem acolo, ce cimitir, știți? Pentru că așa ne-a mințit diavolul, așa îi minte diavolul pe români, că doar prin morți lucrează Dumnezeu, dar nu este adevărat. Dumnezeu lucrează prin oameni vii, amin? Dumnezeu lucrează prin tineri, amin? Dumnezeu lucrează prin generația asta și o să vă dau exemple de minuni și miracole care s-au întâmplat în viața mea. Există un pericol în creștinism, la noi creștinii, anume că credem tot ce scrie în Biblie. Credem tot ce scrie în Biblie. Credem în despărțirea mării roșii, da? Credem. N-ai cum să nu crezi. Credem în învierea lui Lazar. Credem în miracolul înmulțirii pâinilor și a peștilor. Credem. Credem în miracolul nașterii din fecioară a Domnului Iisus Hristos. Credem? Credem în înviere, credem în înălțarea Lui. Credem în tot. Credem în miracolul ăla că Domnul îi spune lui Petru: Petre, du-te, scoateți năvodul de pe unde l-ai aruncat sau undița cu ce l-o fi pus Domnul sau nu știu cu ce pescuia Petru în vremea respectivă și îi spune: du-te la mare, aruncă năvodul și vei scoate un pește, unul singur. Și în burta lui găsești exact suma de care avea nevoie ca să plătească darea la templu pentru el și pentru... Coincidență? Coincidență? Nu, miracol. Dar dacă v-aș spune eu că ceva de genul s-a întâmplat astăzi, m-ați crede? E nebun. Nu mergem la biserică că... vorbește, așa consideră oamenii, da? Credem tot ce se întâmplă în Scriptură, dar nu mai credem astăzi. De ce? Nu e același Dumnezeu? S-a schimbat Dumnezeu? I-au scăzut bateriile? Nu! E același Dumnezeu, eu sunt același ieri, azi și în veci. Amin! Să consider că Dumnezeu nu mai are putere să facă aceleași miracole, e o jignire la adresa Lui. Credeți-mă, e o jignire la adresa Lui. N-avem un Dumnezeu mic, avem un Dumnezeu mare. Amin, aleluia. Vrumbrand povestea o întâmplare care s-a întâmplat în una din închisorile în care el a fost, că au scos să judece un om, de fapt nu să-l judece, să-l condamne la moarte. Și omul acesta, ultima lui dorință, știți care a fost? Să îngenuncheze și să se roage. N-a cerut de mâncare, n-a cerut nimic altceva, a zis: dați-mi voie și lăsați-mă un pic liniștit cu Dumnezeu pe genunchi. A îngenunchiat în fața călăului și s-a rugat. Dar în timp ce se ruga, a dispărut. Vrumbrand povestește, a dispărut. Nu-i, unde e? L-au căutat o oră jumate, 2 ore. După 2 ore, omul ăla apare exact în același loc. Vrumbrand povestește.
n-ar fi povestit dacă n-ar fi fost real. E un miracol care s-a întâmplat acum în România, acum ceva vreme, nu mulți ani de zile în urmă. Și l-au găsit oamenii în același loc. Cum de nu l-am văzut? Nu l-au văzut? Se întrebau ei, cum de nu l-am văzut? Dar de fapt el dispăruse. Vedeți? Parcă ne înfioară. Wow! Trebuie să credem. Amin? Amin. Să ne ajute Dumnezeu. Ce sunt miracolele? Ce sunt miracolele? Și ce spunea C.S. Lewis? Că C.S. Lewis spunea că miracolele sunt scurte circuite în cursul naturii, cursul obișnuit al naturii. Dumnezeu scurt circuitează procesul de întâmplare a lucrurilor. De exemplu, transformarea apei în vin. Spune C.S. Lewis, Dumnezeu face asta mereu, nu? Că tot din apă, tot din apă practic vița de vie trage sevă, apă din pământ, ajunge apa într-o plantă și într-un an de zile apa aceea se transformă prin stoarcerea boabelor de struguri, se transformă în vin, într-un must, și apoi mustul fermentează și se transformă în vin. Vedeți? Dar într-un an de zile. Și Iisus Hristos a făcut chestia asta într-o secundă. Da? A grăbit procesul. El a creat, el a grăbit, el putea să transforme invers, din vin să facă apă curată. Ați înțeles? El face ce vrea. Pentru că miracolele sunt amprenta Creatorului. Ca și cum aș face eu acum în fața voastră o păpușă din pământ. Am făcut de multe ori pentru copiii mei din plastelină, modele și ei, wow, cum ai reușit? Dar erau monștri ce făceam eu acolo. Am zis, e cal, wow, chiar e un cal? Eu, gândul meu, mai cal nu e. Dar ei în imaginația lor bogată îl vedeau, cal, uite un cal, și era, ați înțeles? Dacă îi spuneau, nu e o mare, am făcut un cal, râdea de tine, de, da? Eu puteam după aia din calul ăla să-l iau, să frământ, hop, un urs. Wow, e urs? E urs. După aia, o pasăre, wow, o pasăre. Așa face Dumnezeu cu ce a creat, ați înțeles? Pac, 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 pf, doi pești, pac, unu, zero. Ia unul, îl rupe, a făcut 100 din unul. Că e Dumnezeu, El a creat, El a făcut pe toate. Miracolele sunt amprenta lui Dumnezeu, amin? În viața noastră. Exod 8:18. Mă ajută Andrei acum, intră Andrei în acțiune. Avem treaba azi, studiu biblic, amin? Urmează declarația ale credinței excepționale. O să vedeți despre ce va fi vorba în continuare. Exod 8:18. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Mai departe. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Asta am vrut să scriu eu pe amvonul. M-a întrebat fratele care ne face amvonul, ce să scriem? Și mă gândeam unul din versete să fie, aici este degetul lui Dumnezeu. Aici este degetul lui Dumnezeu. Adică aici a intervenit Dumnezeu, amin? Ce verset plin de putere. Dar știți care e farmecul acestui verset? Că nu declar eu care-s predicator, nu declar tu care vii la biserică. Știți cine a declarat? Un vrăjitor. Să spună mama Omida, aici e degetul lui Dumnezeu. Să spună cum o mai chema pe ea, Cireașa, Cireșica, Bomboana, cum le cheamă pe ele, Motorina, nu știu cum le cheamă, dar tot felul de nume. Să spună, aici este degetul lui Dumnezeu. Înseamnă că chiar a văzut degetul lui Dumnezeu, amin? Și te bucuri, a văzut cineva aici degetul lui Dumnezeu. Mi-aș dori și eu cred că aici ați văzut degetul lui Dumnezeu, amin? Dar ați văzut puțin, ați văzut puțin, că va urma mai mult, amin? Va urma mai mult prin credință, amin? Uitați-vă la mine. Și nu sunt nici irealist și nu sunt nici... nu mă amăgesc singur.
Dar vreau să vă spun că Dumnezeu va face din lucrarea asta un izvor de vindecare, un izvor de protecție, un izvor de îndepărtarea poverilor. Amin? Un izvor care va țâșni de la tronul lui Dumnezeu și care va șterge de pe mințile și de pe sufletele oamenilor tot ce îi apasă. Amin? Amin! Dumnezeu va face asta. Trebuie să credem și să ne rugăm. Amin? E nevoie în București. Vreau să vă spun un lucru, fac o paranteză. Fac o paranteză. Cine a fost aici la protest în București? Și mă aud și cei care se filmează acum și se transmite. Ni s-a dat, data trecută ni s-a dat în partea guvernului României, guvernul e acolo, nu? La Victoriei, așa, guvernul, ni s-a dat o pătrățică mică și am fost un pic cam înghesuiți. Ăștia ne-au jignit, bă, guvernanții ăștia ai noștri, ne-au băgat aici în pătrățica asta, nu vezi că n-avem loc, nu știu ce. Am făcut cerere și ni s-a dat în față tot perimetrul ăla. Eram o mână de oameni, n-am fost în stare să umplem perimetrul ăla. Bătea vântul, juca fimiu, ca glonțul se mișca pe acolo. Eu m-am așteptat, am zis, am venit un pic, am ajuns mai târziu și am zis, stai să vezi că îi pun pe jandar să mute gardul că n-am loc. Am venit cu familia, n-avem loc la protest, îi rog frumos să miște gardul un pic acolo, măcar în colțul meu să-l dea un metru în spate, să am și eu loc cu familia. De unde? Gol! Cred că din un sfert s-a umplut din perimetrul ăla, un sfert! Și nu era mare, deci nu era mare. Nu știu, 40 de metri așa, 40 de metri așa, cam atât, nu? Nu era mare. Mi-am dat seama că Bucureștiul e foarte puțin atins. E foarte puțin atins de Dumnezeu. Suntem atât de puțini cei cărora ne pasă. Suntem atât de puțini cei care vrem să facem ceva, să ne implicăm și... Hai să spun, au fost mulți la servici, bolnavi, au avut treabă, că și eu n-am avut cu cine să-mi las copiii, dar i-am luat cu mine. Soția mea a lucrat un picuț în dimineața, a avut ceva și... dar am făcut tot, am dat tot la o parte și ne-am dus. Și am zis, sunt bucuros că Dumnezeu ne-a pus în București să facem această lucrare. Vom fi o ploaie peste București. Amin? Aleluia, rugați-vă pentru asta. Așadar, miracolele sunt amprenta lui Dumnezeu. Știți care este diferența dintre ce fac oamenii? Pentru că vrăjitorii lui Faraon au reușit să facă și până la al treilea miracol, până aici, la miracolul cu păduchii. Dar vreau să vă spun un lucru. Ei au putut să facă plăgile, dar n-au putut să dea reversul, să dea înapoi. Ați înțeles? De exemplu, apele Nilului au rămas sânge? Au rămas sânge până astăzi? Nu! Dumnezeu le-a transformat din nou în ape curate. E, vrăjitorii nu puteau să facă asta, ați înțeles? Ei au putut să facă plaga, dar n-au putut să facă reversul. Că dacă puteau să facă reversul, Dumnezeu atunci nu mai avea nicio putere asupra lor și nu putea să-i preseze. Ei făceau tot blestemății, ați înțeles? Au putut ei să dea broaștele înapoi cu vrăjile lor? Nu! Doar când Dumnezeu îi spune ce-mi place, îi spune Moise lui Faraon, când vrei să dăm broaștele, să le trimitem acasă? Mâine, gata, broaște, pac, hai, cu voi de unde ați ieșit. Pac, s-au dus înapoi broaștele. Stăteam și mă gândeam, ce Dumnezeu mare avem, să vorbească la toate broaștele, ieșiți, și broaștele să zică, a vorbit Dumnezeu, ieșim. Năvălim, dăm năvală, își face Dumnezeu soldat și din broaște. Zici, băi, broaște, ce poți să-mi facă broaștele rău? E să ți se umple casa de broaște. Dar să nu mai scap de ele, să dai cu tot felul de, să le pui pastile, bomboane, spray-uri, să dai, să le opărești cu găleșile, să vină năvală. Broaște. Iar broaște. Și scap de broaște și vin păduchii. A făcut Dumnezeu dintr-un... N-am aici praf, din păcate. N-am o bucățică, așa, un bob de nisip să vă arăt din ce a făcut Dumnezeu păduche. Să-ți arunce o mână de pământ în cap și să te trezești cu păduchi. Ți-ar plăcea? Nu ți-ar plăcea. E, Dumnezeu asta a făcut.
Au umplut țara de păduchi, dar vrăjitorii au putut să trimită păduchii. De unde au venit? N-au putut. Nici n-au putut să facă, nici n-au putut să-i trimită. Pentru că asta este puterea lui de avertizare. Miracolele confirmă prezența lui Dumnezeu. Fapte 5:12. Și fapte 5:12, dar și în fapte 2:43 același lucru, dar dă la fapte 5:12. Prin mâinile apostolilor se făceau ce? Multe semne și minuni în ce? În norod. Toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon. Prin ce se făceau semne și minuni? Prin? Dar unde stăteau mâinile astea? În buzunare? Stai cu mâinile în buzunare să vezi ce minuni faci. Nu faci nicio minune. Mâinile tale trebuie să acționeze. Amin? Vezi unul bolnav, vezi unul cu o problemă, pune mâna pe el și fă o rugăciune, chiar dacă nu știe. În numele Domnului Iisus, binecuvintează-l. Fă asta, să nu-ți stea mâinile. Să nu-ți stea mâinile. El nu o să te creadă. Și o să te creadă abia după, dar când îl vezi într-o problemă, pune mâna pe el. Și o să simtă fiorul Duhului Sfânt. Nu ține mâinile acasă, binecuvintează cu ele, amin? Îndreaptă-le spre oameni. Prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni. Unde se făceau? În? Nu în biserică, nu în camera, nu în camera de sus unde erau ei, că ei știau miracolele, știau ce ar fi să facem noi doar aici, închideți ușa, te rog Ionuț, încuie ușa și hai să facem semne și minuni, și semne și minuni, și ne vindecăm între noi, ce boală mai aveți, nu mai are nimeni, ne dăm, ne binecuvântăm, ne aleluia și plecăm toți o mână de oameni. Nu, nu aici, noi trebuie să ieșim plini de putere în... În norod, aleluia, amin? Și unde-i norodul ăsta? La tine, la muncă, unde ești tu? Pe stradă? Sau acolo la cabinet, la soția mea? La recepție? Îmi iau laptopul, îmi iau Biblia, îmi iau cărțile, le pun acolo, îmi pânzesc biroul de la intrare cu laptop, cu tot și las Biblia, întotdeauna e Biblia deschisă. Și trec și se uită și văd Biblia o dată, de două ori, de trei ori. După aceea mă întreabă, ai Biblie? Da. Wow. Da, cum de citești Biblia? Zic, uite, din copilărie o citesc. Am avut vreo 10 până acum, le-am rupt pe toate de cât le-am citit. Le rup coperțile din greșeală, vă dați seama la cât le uitați cum arată Biblia mea de citită. Și le arăt și le zic, da cum, de ce n-ai dat la teologie? Am dat și am terminat, wow. Și de ce îți place? Și intru în vorbă și le povestesc și le zic și după aia încep să se mărturisească, să-și zică problemele. Dar mie mi-e frică de... Mi-a spus acum o mămică, mie mi-e frică când va crește fata mea mare. Am doar o fată. Ce va face fata mea în lumea asta nebună, plină de păcat? Vă dați seama, ei simt oameni buni, o disperare a unei mame. Ce va face fata mea în lumea asta bolnavă? E durerea lor și n-a fost la biserică femeia asta prea des. Dar văd și simt. Intri în scara blocului și miroase a fum de ce fumează ei, că nici nu mai știi ce fumează. E o lume atât de stricată și ți-e frică pentru copiii tăi. Dar cei care sunt ai Domnului nu sunt plini de frică. Sunt plin de încredere, amin? Amin! Și a început să-mi spună și am zis, vă place să citiți? Să citiți? Da, citesc acatiste. Vă aduc eu o carte să o citiți. Și i-am dus ultima carte, Înțelepciunea Poporului Sfânt. Și am povestit ce am scris în ea. Și am dat-o și a vrut să-mi o plătească. Gata, a scos bani, a zis, nu e pentru dumneavoastră, e pentru sufletul dumneavoastră, dar vreau să-mi promiteți că o citiți. Da, o citesc în metrou. În norod se fac minunile, ați înțeles? În norod vorbești cu oamenii, în norod îi schimbi. Trebuie să te rogi Domnului să-ți deschidă porți, amin? Roagă-te să-ți deschidă Dumnezeu porți. Trec mai departe. De ce sunt necesare miracolele? Miracolele cresc reverența și teama de Domnul. Exod 10 de la 1 la 2. Exod 10, 1 la 2. Domnul a zis lui Moise, du-te la faraon căci am împietrit inima lui și a slujitorilor lui ca să fac semnele mele în mijlocul lor. Următorul verset.
și ca să istoricești fiului tău și fiului fiului tău cum am purtat cu egiptenii și ce semne am făcut în mijlocul lor. Și concluzia: și veți cunoaște că eu sunt Domnul. Avem nevoie de miracole în viețile noastre și în viața bisericii și să le facem în rod ca să cunoaștem că Domnul este cu noi. Amin? Amin. Și apoi să le povestim, să le spunem copiilor noștri cum Dumnezeu a lucrat în viețile lor. Nu le țineți pentru voi, spuneți-le, amin? La locul de muncă, peste tot pe unde sunteți, spuneți miracolele, amin? De-aia sunt miracole. Vreau să vă spun ceva. Matei 14:33, pregătește la Andrei versetul. A făcut Domnul un miracol, potolirea furtunii. Era în barcă, dormea. S-a ridicat din barcă și a spus atât: taci fără gură. Puf, liniște. S-a făcut liniște. Dintr-o dată. Și ei spun, știți ce spun? Ce om e acesta? Ce om e acesta? Ați înțeles? Deci miracolul ăsta nu l-a relevat pe Dumnezeu. Revelat, pardon, pe Dumnezeu. Dar Iisus Hristos mai face un miracol. Fiți atenți la mine toți, da? Concentrați-vă la mine, ok? Oti, concentrează-te la mine, mulțumesc. Matei 14:33, uite-te acolo. Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Iisus și i-au zis. Au mai zis: ce om ești? Ce au zis? Cu adevărat tu ești Fiul lui Dumnezeu. Dar al doilea miracol n-a mai potolit furtuna prima dată. Ce a făcut? A venit pe ape. Dar știți cum erau apele astea? Chiar îi povesteam fiului meu. Ce distractiv cred că a fost să te urci pe val, cobori ca pe surf, știi? Cobori, iar mai urci un val. Pentru că Iisus a venit pe furtună la ei, ați înțeles? Și n-a avut nevoie de felinar, pentru că el strălucea, era felinar, era lanternă, era lumină, pentru că l-au văzut ucenicii și au zis: uite o nălucă, uite o fantomă. Cum să vezi pe cineva venind în mijlocul furtunii, întuneric, beznă? N-ai cum să-l vezi decât dacă strălucește. Și Hristos lumina și mergea pe valuri, se dădea pe ele, se urca pe ele și deodată e cineva, îl văd, e luminos. Când se apropie, îl văd, e Hristos. Și Petru: îmi dai voie să vin la tine, Doamne? Da! Wow! Și eu aș fi cerut. Pe bune. Și eu aș fi cerut. Cine n-ar fi cerut odată în viață? Când te duci la parcul de distracții și mergi pe ape, te punea să mergi pe ape. Nu există așa ceva. Să te dai jos din barcă și să mergi pe... Să simți așa, să simți așa apa sub tălpi, știți? Să o simți, dar să nu te scufunzi. Și vine în corabie și apoi potolește furtuna, gata. Și au căzut în genunchi pentru prima dată când ucenicii îi se închină lui Hristos și îl recunosc ca fiul al lui Dumnezeu. Miracolele cresc reverența în viața noastră. Ai nevoie de miracole în viața ta, amin? Crezi asta? Ai nevoie să vezi mâna lui Dumnezeu la lucru. Dar cum să crezi dacă tu n-ai văzut, n-ai cerut nimic? Trebuie să-L vezi pe Dumnezeu acționând. Biblia începe cu miracole și se sfârșește cu miracole. Asta e amprenta lui Dumnezeu, asta e linia lui Dumnezeu. Asta e felul lui Dumnezeu de a lucra, amin? Prin miracole. Cum mie îmi place să cânt și să vorbesc și să citesc Scriptura, n-ai cum să scoți astea din viața mea. N-ai cum să scoți miraculosul, ați înțeles? N-ai cum. 2. Miracolele aduc în ascultare de Dumnezeu pe cei răzvrătiți. Romani 5:18. Romani 5:18. Așa citim Scriptura, frații mei și surorile mele. Ia uitați. Astfel, dar după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare a venit, am zis bine?
15, pardon. 15 cu 18. Căci n-aș îndrăzni să pomenesc niciun lucru pe care să nu-l fi făcut Hristos prin mine, ca să aduc neamurile la ce? La? Țineți minte, la ascultare de El, fie prin cuvântul meu, fie prin faptele mele, mai departe, 19, fie prin puterea semnelor și a minunilor și prin puterea Duhului. Sunt patru lucruri, dați înapoi, haideți să vedeți cu ce începe. Prin cuvântul meu, da? Prin cuvântul proclamat al Scripturii, amin? Și nu numai, prin cuvânt, prin orice rostesc, prin faptele mele, amin? Deci începem așa, prin ceea ce vorbesc, prin faptele mele, prin ceea ce fac, apoi vin, te uiți la, dă mai departe, prin puterea semnelor și apoi prin puterea Duhului Sfânt. Dacă vezi un om care face minuni, pentru că există și de ăștia, care fac, au o anumită putere de a face minuni, cum aveau și vrăjitorii, mai o apă în sânge, face apa în sânge, mai, știți, tot felul de minuni. Dar uite-te la cuvintele lor și uite-te la faptele lor. Sunt în Hristos? Sunt făcute prin Hristos? Dumnezeu să ne ajute. Prin cuvânt, prin faptă și prin puterea lui Dumnezeu să aducem neamurile, lumea la ascultare și la pocăință. Fapte 9:42. Aduc reverență, spuneam. Învierea Tabitei. Minunea aceasta a fost cunoscută în toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul. Amin? De aceea avem nevoie în biserica noastră ca Dumnezeu să-și arate prezența Lui. Amin? Și cuvântul nostru și fapta noastră și semnele și minunile care se întâmplă aici să fie văzute, pentru ca cetatea aceasta să se întoarcă la Domnul. Amin? Amin. Lumea-i sătulă de vorbe. Lumea-i sătulă de vorbe. Credeți-mă, vorbe găsesc și la teatru, vorbe găsesc la cinema, vorbe găsesc oriunde, pe YouTube, e plin acum de vorbe. Ei au nevoie de un semn al prezenței lui Dumnezeu, amin? Dumnezeu să-L aduc aici, amin? Și avem nevoie de miracole, pentru că miracolele bagă groaza în cei ce nu cred în Dumnezeu. Și am găsit aici îl caut acum, pentru că nu mi l-am notat, dar mi l-am adus aminte, în fapte. Ia fiți atenți aici și mă rog ca acest efect să se producă și la noi în biserică. Dă Andrei la fapte 5:13. Ia fiți atenți. Prin mâinile apostolilor, citesc 12 și apoi 13, prin mâinile apostolilor se făceau multe semne și minuni în orod, toți stăteau împreună în pridvorul lui Solomon, următorul, și niciunul din ceilalți nu cuteza să se lipească de ei, dar norodul îi lăuda în gura mare. Niciunul din ceilalți nu cuteza să ce? Să se lipească. De ce? Pentru că le era frică, pentru că acolo era Dumnezeu. Mă rog ca nimeni care n-are inima curată să nu vină aici și să rămână cu inima necurată și cu viața nesfințită, amin? Mă rog să le fie teamă să se lipească de noi, de trupul lui Hristos, amin? Pentru că orice tumoră, orice este negativ în trupul lui Hristos este tăiat și dat afară, amin? Să ne rugăm și asta să fie viziunea noastră ca biserică. De noi să se lipească oamenii pe care Duhul lui Dumnezeu i-a schimbat, amin? Amin. Și i-a transformat prin puterea Lui. Să le fie groază să se lipească de noi dacă n-au viețile sfințite. Și nouă să ne fie groază să ne lipim și să venim dacă nu dorim să ne sfințim viețile. Amin? Trec mai departe. 3. Credeți că miracolele există și astăzi? Au continuitate? Închei, mă apropii de încheiere. 2 Corinteni 12:11. Mai citim aceste și 12, mai citim aceste două versete și apoi o să vă povestesc ceva din viața mea.
cu un miracol pe care Dumnezeu l-a făcut în viața mea. 2 Corinteni 12:11. Am ajuns nebun, voi m-ați silit, dar voi trebuia să mă lăudați, căci măcar că nu sunt nimic, totuși cu nimic n-am fost mai prejos de acești apostoli așa de minunați. Dă mai departe. Semnele unui apostol le-ați avut printre voi în toată răbdarea, prin semne, puteri și minuni care au fost făcute între voi. Pavel se confrunta cu o problemă, fraților. Noi îl vedem pe Pavel, minunatul Pavel care ne-a lăsat 14 cărți din Scriptură. Îl vedem și îl recunoaștem pe Pavel cu toții. E marele Pavel, dar pe vremea lui mulți îl contestau, ați înțeles? Mulți îi contestau lucrarea și spuneau, se trezeau prin bisericile în care mergea și spunea, cine ești mă tu? Că tu nu ești dintre apostoli, tu nu ești din cei 12, cine ești tu? De aceea el toate epistolele și le începe așa, Pavel, apostol ales de Dumnezeu și nu de oameni. Pentru că mulți îl contestau și spuneau, tu n-ai fost martor nici la viața Domnului Iisus Hristos, n-ai fost martor la învierea lui Hristos, n-ai fost martor. Și Pavel vine și spune, eu nu sunt dintre cei 12, dar Dumnezeu s-a folosit de mine. E un semn al continuității, amin? Întotdeauna Dumnezeu, în fiecare generație, și mă rog să existe și astăzi, Pavel din aceștia, amin? În fiecare generație Dumnezeu și-a lăsat apostoli, amin? Amin! Dumnezeu să lucreze. Sunteți atenți, băieți? Amin. Nu de altă, dar toată biserica se uită acolo. Amin. Fiți atenți. Spuneam că există miracole și astăzi. A fost 10 ani de zile în care m-am chinuit foarte mult. N-am avut mașină deloc. Nici pentru slujire, pentru lucrare, nici pentru familie. Mă chinuiam cu copiii când se îmbolnăveam, împrumutam mașină să-i duc la spital, mă chinuiam, trebuia să-i duc la mama, la soacră, am stat vreo un an de zile singur cu... acum stau la socri, dar am stat un an de zile singur cu familia și trebuia să-mi duc copiii la socri. Foarte greu mi-a fost și plângeam mereu și ziceam, Doamne, când îmi dai și mie mașină? Am mers odată în misiune, de fapt de foarte multe ori am mers cu o mașină, împrumutam o mașină de la un tip care lucra în construcții și ăsta căra muncitor cu ea. Avea în portiera de la ușă sare și un rest de roșii acolo, că el când conducea muia castravetele și roșia în sarea din portieră și mânca. Ați înțeles? Și eu când mergeam cu mașina trebuia să scot sarea din portiera de la ușă, cutii de ce bea el prin mașină. Deci eu când mergeam, împrumutam lucrarea asta și mașina asta, și când mergeam în lucrare scoteam un sac de gunoaie din mașina aia. Odată nu știu pe cine a cărat, nu știu ce au făcut în mașină, mă duc la el, îmi dai și mie, te rog frumos, mașina. Și plăteam 1.000.000 pe zi. Și nu știu pe cine a cărat el, dar cineva a regurgitat acolo unde e schimbătorul de viteze. A curățat el cât a curățat, dar în mare așa mi-a dat mașina. Pur și simplu inima mi s-a sfâșiat. Am zis, Doamne, prin ce mă treci, numai eu știu. Am curățat cât am putut, am dat cu spray, hai băieți în lucrare. Mașina când o umpleam, când luam o groapă, atingea toată, cred că mergeam numai cu scântei în spatele nostru. În spatele nostru noaptea n-aveam nevoie de stopuri, de faruri, de nimic, eram numai lumină. Așa de rele erau suspensiile că i-am tocit rezervorul. Numai un miracol a făcut să nu ne curgă toată motorina să luăm foc. Când i-am dus mașina ultima oară, după ce am închiriat-o vreo 3 ani de zile, mă întreabă, bă, dar ce a făcut cu rezervorul ăsta? De ce? Păi stă într-o foiță motorina în el. Deci, Doamne, îți mulțumim că nu s-a rupt, rămâneam fără motorină. Chiar că lăsam flăcări în jurul nostru.
Ne-am dus odată într-o lucrare și noi, trupa Profides, cântăm și ne-a luat un diacon și ne-a dus la, să mâncăm undeva și apoi la încazare să stăm într-un apartament și le zic la băieți, hai treceți în spate și îl iau pe fratele ăla în față și se uită la mașină. Și băi, Tony, să nu mai vii cu mașina asta. Vii ia și tu alta. Ne-am dus în altă parte, ne-a văzut un frate cauciucurile, a dat cu piciorul și îmi zice, băi băieți, numai o minune v-a adus și o minune vă duce înapoi cu cauciucurile astea. Și așa a fost, în drum spre casă, ne-a alunecat mașina pe un carosabil ud și era să intrăm în parapet, în dreapta era un stâlp, era să ne facem zob. Mi-a fugit mașina și imediat s-a redresat și numai un înger al lui Dumnezeu a controlat-o din nou, că astăzi puteam să fim o amintire. Așa a mers 10 ani de zile. 10 ani de zile și plângeam înaintea Domnului și mă rugam, Doamne, când îmi dai? Și m-am rugat în 2013 de Revelion, și îmi spune Domnul așa, nu va trece anul și îți voi da mașina pe care mi-ai cerut-o. Peste câteva luni de zile a cumpărat Pavel primul microbuz al trupei, un Mercedes Vito. Super! Eu zic, Doamne, dar vreau eu mașină pentru familia mea. Ok, gata, trupa are. Am scăpat de o problemă. Am zis, îmi dai mașină? Și Domnul a zis, nu va trece anul și te voi binecuvânta cu o mașină. Mă rugam, Doamne, te rog, Doamne, am spus, m-am lăudat la toată familia, la surorile mele, la frații mei, lui Gabi, am spus, Domnul ne dă mașină! Amin, aleluia, entuziasm, aleluia, în sfârșit! Oh. Trece ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 20 și ceva. Unde-i Tony mașina? Frații, surorile, cui am mai zis, unde-i Tony mașina? Soția îmi spune așa, să nu mă jigni niciodată să-mi zică pe față lucrurile, dar îmi spune așa, băi Tony, tu ai imaginații, știi, scrii cărți, poate că ți-ai imaginat tu că-ți dorești prea mult, hai să ne uităm, poate ne facem ceva, ne luăm în leasing. Și am zis, nu, Domnul mi-a zis că îmi dă mașină. Și am început să mă rog, Doamne, dacă nu mi-ai zis, tu mie îmi dai, că nu mă fac de râs. Dai mașină. Și vorbind cu un prieten, îmi spune, mă, tata are o mașină și vrea să o dea. Eu zic, mă, dar nu mi-ar da 1000, dacă îi dau ceva acolo. Eu n-aveam 1 euro bani puși deoparte, 1 euro n-aveam. Nici măcar 1 euro. Și zic, nu mi-o dă mie dacă îi dau o sumă de bani și după aia eu plătesc așa ușurel în rate. Și mi-a ieșit pe gură o sumă de bani să-i dau avans. Pur și simplu mi-a venit. Dar eu n-aveam 1 leu. Și o sumă colosală pentru mine. Și prietenul ăsta îmi zice, sună-l pe tata și vezi. Îl sun eu pe fratele, mă știa. Tony care cântă. Mai pe un KFC, mai pe un McDonald's. Și îmi spune fratele, mă, Tony, dar tu știu că tu slujești și știu că slujitorii ăștia, domnule, nu prea au bani. De unde să mi-o plătești? Și eu zic, în numele Domnului, credeți-mă că o să vă plătesc. Și îmi dă mesaj și îmi zice, vino la mine să vezi mașina. Mă duc la el cu 50 de lei la mine. Cu 50 de lei. Am dat 5 lei eu, 5 lei soția pe microbuz, ne-am mai luat câte o cafea, o apă. L-am chemat pe fratele, vine cu mașina, ajunsesem la vreo 30 de lei. Mă pune fratele la volan, ia vezi, Tony. Avion. Mă pun, încerc să conduc. Ai, m-am îndrăgostit, dragoste la prima vedere. Fac câteva ture, îți place? Place, ce? Cum să nu? O vrei? Da, eu zic... O vreau, da. Era 29 decembrie 2014. Domnul a zis că nu va trece anul. Și zice așa. Dar eu zic, frate, dar n-am acum avansul ăla de care v-am zis că vi-l dau. Nu contează, mi-l dai în ianuarie. Urmau imediat ianuarie. Mi-l dai în ianuarie, dar dacă are cauciucuri de iarnă, o iei acum. Eu de acum, Doamne, pune-i cauciucuri. Doamne,
Dacă n-are cauciucuri de iarnă, era 29. Când să cumpărăm, să îi le punem? Și trecea anul. Și Domnul mi-a zis că mi-o dă în 2000... cât? 14. Și era 29. Unde să te mai duci tu pe 29, toate închise, de urma revelionul, să iei tu cauciucuri, să le montezi, să le comanzi, să le pui, să le se făcea... Trecea anul și Domnul mi-a zis că în anul ăla ieșim afară. Inima mea, Doamne, Doamne, să fie de iarnă când ne uităm la cauciucuri all seasons. Pentru toate sezoanele, și iarnă și vara, da, Domnul, de tot, de toate. Și zice, gata, mi-a pus plicul cu actele și zice, iată, cu 30 de lei la mine, am luat o mașină de 1000 de euro, de 1000 de euro. Mă întorceam, ascultam muzică, de zici că eram de o viață în mașina aia. Uitam la nevastă. Mai schimbam vitezele. Încercam să mă obișnuiesc, mai dădeam drumul la... Mai puneam mâna pe un buton. Ăsta ce face? Mi-era frică să nu zbor prin plafon. O avea rachetă. Știți? Ăla de a crezut că râul de la mașaliere e rachetă și bă, încerca să bage în rachetă. Așa și eu. Și mi-a dat Domnul mașină, cum i-a zis, în 2014. Dar acum mă rugam și am zis, Doamne, dar am luat-o, cu ce o plătesc? Și îmi zice Dumnezeu, eu ți-am dat-o așa ca să vezi mai mult mâna mea la lucru. Și îți voi da de unde n-ai să-ți imaginezi. Vreau să vă spun că pentru mașina asta au început să curgă, să curgă, să curgă, să curgă. Și au curs până aproape am plătit-o. Mai am un pic. Puțin. Și aproape am plătit-o. N-am simțit, vă spun cu mâna pe inimă, n-am simțit că am plătit mașina asta, pentru că Dumnezeu e îndurător. Și pentru că Dumnezeu răsplătește. Și vreau să vă încurajez, nu spun ca o laudă, nu spun ca o laudă. Dumnezeu din ceruri îmi vede inima cu care vă spun. Interesul meu este doar să vă motivez. Toată viața mea până la 29 de ani, când mi-a dat Dumnezeu mașina, tot ce am avut am pus în lucrarea lui Dumnezeu. Tot ce am avut am pus în slujba lui Dumnezeu. Îi spuneam soției mele, puteam să punem bani la ciorap, 1000 de euro. Și spuneam soției mele, nu, ăștia sunt pentru lucrarea lui Dumnezeu. Ăștia sunt pentru pian, ăștia sunt pentru chitară, ăștia sunt pentru boxe, ăștia sunt să merg acolo în misiune. Ăștia sunt să fac lucrarea asta. Ăștia sunt pentru Dumnezeu. Tot ce am avut am pus și Dumnezeu nu m-a lăsat de rușine, amin? Pune-L pe Dumnezeu la încercare. Chiar dacă aștepți până la 30 de ani, dacă când îți dă Dumnezeu, o să uiți că 20 de ani sau 15 ani sau 10 ani ai avut mașină. O să-i uiți, o să-i șteargă Dumnezeu ca și cum n-aș fi fost. Pune-L pe Dumnezeu la încercare. N-ai curajul să-L pui pe Dumnezeu la încercare. N-ai curajul să sacrifici pentru Dumnezeu dacă nu faci. Dă din cele din tâi roade. Mergeam 7 zile și n-am fost, nu pot să, că Dumnezeu mi-a purtat de grijă, mergeam 7 zile în lucrare și mă întorceam cu 100 de lei, cu copil mic acasă, cu Pampers și cu lapte. Cu 100 de lei nu puteam să iau decât un bax de Pampers și o cutie de cereale, că nu mi-ajungea de o cutie de lapte. Și cu 100 de lei mă întorceam, dar soția mea nu mi-a spus niciodată, băi, nu, a zis, ne punem pe genunchi și ne rugăm ca Dumnezeu să ne poarte de grijă. Și turna Dumnezeu din înaltul cerului ca asupra păsărilor pe care le hrănește Dumnezeu. Și așa e viața mea și acum, prin credință, pentru că cel neprihănit va trăi prin credință. Amin? Încrede-te în Dumnezeu. Mergi prin credință cu Dumnezeu. Am început lucrarea asta. 1000 de euro pe lună. Mă întreabă cineva, pe cine ai tu în spate? Și eu zic, pe nimeni. Pe nimeni. Ai, mă, n-ai pe nimeni în spate. Și cum te bagi așa să faci lucrarea asta? 1000 de euro doar chiria. Și am zis, Dumnezeu mi-a promis că îmi va purta de grijă. Dumnezeu mi-a promis că îmi va da.
1000 de euro, nu mai chiria, nu mai punem celelalte sute de euro, sute și mii de euro cheltuiți pentru lucrarea asta în 6 luni de zile. Sunt 6000 de euro numai chiria pe care Dumnezeu i-a dat din înaltul cerului. M-am chinuit un an de zile să plătesc 1000 și ceva de euro o datorie pentru un album. 1000 și ceva de euro un an de zile. N-am achitat-o, vă spun, n-am achitat-o până să încep lucrarea asta. Și zic, Doamne, cum o să-mi dai Tu mie 12.000 de euro pe an chirie? Și Dumnezeu mi-a zis, pune-mă la încercare și o să vezi. Începe. Știți că Dumnezeu le-a spus evreilor mai întâi să pășească spre Marea Roșie și apoi, cine-i vedea, zicea că oamenii ăia nu sunt zdraveni. Cum să pășești tu spre o mare, să crezi că poți să scapi luând-o prin mare? Și au început să pășească prin credință. Și noaptea aia Dumnezeu a dat valurile la o parte, a dat apa la o parte, un vânt puternic a suflat, a uscat mâlul ăla și a făcut șosea. A dat pietre, stânci, a netezit fundul mării și au trecut ca pe autostradă. Dar ei au pășit întâi. Noi am pășit prin credință. Mi-a spus